Ion Sârbulescu declara în urmă cu 4 ani într-o conferință de presă ținută în sediul PSD că Rodin Traicu avea obiceiul să perceapă un comision de 10% din fiecare contract de transport cărbune încheiat la RAN. Rodin Traicu lua 10% de la transportatorii de cărbune. Au făcut un calcul. Sute de miliarde, nebunești când auzi. Declarația a fost făcută de Sârbulescu în campanie electorală pentru alegerile locale din 2008. Era pe atunci candidatul PSD la primăria Severinului și era coleg de partid chiar cu Rodin Traicu, cel pe care îl acuza că ia șpagă. Acum neagă și spune că nu ar fi făcut nicio declarație de acest gen. Niciodată nu am făcut afirmația că Rodin Traicu, pe când era director general, ar fi cerut acest comision. Numai că realitatea îl contrazice, iar minciuna iese la suprafață precum uleiul. Rodin Traicu lua 10% de la transportatorii de cărbune. Au făcut un calcul. Sute de miliarde, nebunești n-auzi. Privindu-l pe Ion Sârbulescu astăzi, ascultând ceea ce declară, mă încearcă, sincer vă spun, un sentiment de profundă milă. Pentru că acest om avea pretenții că reprezintă și el ceva în acest oraș. A fost senator, a fost director de întreprindere, a fost director general la RAN. Ori să minți cu atâta nonșalanță la ordinul lui Duicu, să nu recunoști practic ceea ce mii, zeci de mii de oameni văd că ai spus, adică este și imagine, este și sunet. Cred că situația lui nu este una care să-i facă cinste. Cred că ceea ce îl mână în atitudinea asta nu poate să fie decât micul ciolan de rost pe care îl are la administrația portoară a Dunării Fluviale. Am înțeles că este proaspăt mic director acolo, dar oricum ar fi, cred că postura de sluga lui Duicu, de servitor a acestui om, nu-i face cinste. Ion Sârbulescu nu mai recunoaște nimic și dă vina pe candidații ARD. A lansat tot felul de acuzații mincinoase la adresa lui Mihai Stănișoară și Marius Bălu, numai că este obligat să probeze în instanță tot ce a declarat. Am hotărât împreună cu Marius Bălu să îl aducem în fața instanței pe domnul Sârbulescu să demonstreze că ceea ce spune este adevărat. Și așa va învăța și el că dacă vorbești ce nu trebuie, adică ce nu este adevărat, trebuie să plătești. Ion Sârbulescu a făcut declarații constrânse de Adrian Duicu, susține Marius Bălu. Sunt, din punctul meu de vedere, declarații aberante, pentru care domnul Sârbulescu va da explicații în fața instanței. Știu că Duicu a făcut presiune asupra lui să-și mențină postul din port și astfel iese cu asemenea declarații specifice unor campanii electorale duse de oameni fără niciun fel de valoare. Înțeleg și disperarea USL-ului. Știu despre sondajele de opinie pe care le-au finalizat acum o zi. Stau foarte prost, mai ales îndrobătatul lui Severin, și înțeleg foarte bine că i-a cuprins disperarea. Ion Sârbulescu a fost director la RAN până în 2007, când a fost schimbat din funcție la ordinul PNL. Este cunoscut pentru desele pendulări între dreapta și stânga. L-au atras pe rând diferite doctrine politice în funcție de interes. În numai 5 ani de zile, din 2007 până în prezent, a făcut parte din 4 formațiuni politice. A fost mai întâi membru PNL, apoi și-a dat demisia și a condus aripa dizidenților liberali adunați sub sigla PLD. Apoi, pentru o perioadă, a făcut parte din PDL. În 2008 s-a înscris în PSD și a candidat la primăria Severinului din partea acestei formațiuni politice. Singurele conferințe de presă pe care le-a ținut la sediul PSD au fost în 2008, în campania electorală. Este perioada în care a făcut declarațiile despre comisioanele cerute de Rodin Traicu. Într-un final, Ion Sârbulescu a revenit în PNL, mult mai discret decât plecase, și pentru că este un reprezentant USL de marcă, a fost răsplătit pentru traseismul său politic cu funcția de director în portul din Drobeta, Turnul Severin. Desigur, nimic nu-l recomandă pentru un post atât de tehnic. Niciuna din funcțiile ocupate anterior de Sârbulescu nu are vreo legătură cu domeniul navigațiilor fluviale, dar postul pare a fi o bună răsplată politică. Ion Sârbulescu nu a fost de găsit pentru a prezenta un punct de vedere.